Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Deșteaptă, capabilă, persistentă, dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 17 august, știe exact ce îți dorești și știi să realizezi. Nu este surprinzător că ți aperi cu ardoare punctul de vedere și petreci multă timp încercând să-i convingi pe ceilalți de valoarea ideilor tale ai talentul de a exclude gândurile străine din mintea ta și de a te concentra pe sarcina curentă. Îți adun toate cunoștințele într-un sistem pentru a evita confuzia și incertitudinea. Ai un caracter impulsiv exploziv. Dorința ta de dominare se bazează pe o prezență pământană constantă, capabilă să-ți stingă energia dinamică, care dă peste margine. Tu ești obișnuită să stăpânești totul, chiar și cele mai neînsemnate flacuri, așa că nu vei tolera nici măcar un indiciu de neascultare din partea celorlalți, fie că sunt rude, prieteni sau parteneri de afaceri. Cu toate acestea, atunci când ceilalți se răzvrătesc, nu ești în stare să suporți controlul stabilit de acești oameni. După ce ți-ai pierdut stilul obișnuit de relație, poți intra în probleme grave, care se termină adesea într-o criză nervoasă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: talent, generozitate, dominație, posesivitate. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, Poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să ți direcționeze energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pare a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Tu ești originală în acțiuni și gânduri. Nu ești înțelegătoare cu toată lumea, nu cauți să te înconjori de adepți ești individualistă. Opinia altcuiva te interesează puțin. Ai grijă și participi doar în familie și într-un cerc restrâns de prieteni. Tu îi încurajezi pe toți ceilalți să se confrunte cu probleme oferind propriul exemplu. Ești gata să ajuți, dar nu vei cere niciodată ajutor. În mod paradoxal, manifesti uneori un caracter foarte calm și chiar predispus la solitudine precum și o dorință puternică de a-ți proteja intimitatea de opiniile indiscrete ale unui public curios. În afara muncii sau a evenimentelor sociale, prefer să fii lăsată în pace. Deși uneori, manifesti un interes neașteptat de comunicare cu alții, cu greu poți fi numită sociabilă, deoarece nu ți risipești niciodată energia în rândul publicului larg. Având un anumit rafinament și farmec, ai o plăcere considerabilă în a ști ce place celorlalți, dar totuși prefer să-i păstrezi la distanță pe cei care caută un contact mai strâns cu tine. Îți place să te cerți și chiar simțindu-ți propriile greșeli, vei continua cu încăpățânare să susții adevăruri false în mod deliberat. Vei suferi, îți vei pune cenușo pe cap, pocă te de fervoarea permisă dar nu vă cere niciodată scuze celor care au suferit voluntar sau involuntar de pe urma impulsivității tale excesive. Miluindu-te în felul lor, prietenii încearcă să-ți ierte cuvintele și faptele aspre, dar sunt momente în care le poți epuiza complet răbdarea. Multe dintre problemele tale se explică prin faptul că, cu ajutorul unei bravade disperate, Încerci să scapi de complexul dureros al propriei tale inferiorități care se dezvoltă încă din copilărie. În adolescență, ți-a fost dificil să ajungi la o înțelegere cu unul dintre părinții tăi, probabil de același gen, pe care îl urăști și la dori. În plus, ești lipsită completă de capacitatea de a analiza ceea ce se întâmplă, prin urmare, atunci când nenorocirile îți cad pe cap, imediat renunți. Uităm complet că chiar și din evenimentele negative, se poate învăța experiență utilă în viitor. Sarcinata principală este să calmezi vântul înainte să se transforme într-un uragan. Valorificarea sentimentelor tale te va ajuta nu numai să te regăsești, ci și să găsești o utilizare demnă pentru acele talente versatile care au fost puse inițial în tine cu mult înainte de a te naște. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești puternică, încrezătoare, excepțională, strălucitoare. Natura ta contradictorie puternică și mândră este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație. Tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 17 august soarta ta? Ești harnică, ai un caracter minunat, ești amabilă, modestă, moale și flexibilă. S-ar părea că din viață poți obține tot ce îți dorești, iar pentru aceasta ai toate înclinațiile și abilitățile. Dar trebuie să-ți schimbi caracterul. Este necesar să devii mai puternică, să iei adesea inițiativa în propriile mâini și să nu-ți fie frică de responsabilitate. Dacă nu vrei să te schimbi, o viață complexă te așteaptă, lipsită de bucurii. Vei fi nevoită să muncești neobosit, în timp ce vei primi un salariu minim. Va fi foarte valoros pentru tine să înveți să rezolvi probleme și să nu le părăsești. Trebuie să găsești modalității de a profita la maxim de munca ta. Ar trebui să fii mai responsabilă și mai prudentă. Nu-ți place să fii lider, îți este greu să fii într-o echipă mare, numărul de oameni te sperie. În orice mod posibil, eviți companiile zgomotoase și evenimentele sociale. Nu-ți place să ți se acorde prea multă atenție, îți este mai ușor să stai departe. Tu devii interlocutor plăcută doar într-un cerc restrâns de prieteni și cunoscuți este foarte important pentru tine să te gândești la tine însă îți, îți monitorizezi în totdeauna aspectul, ai maniere ridicată de comportament, îți place să faci o impresie perfectă asupra altor oameni, universul te a înzestrat cu farmec și carismă, pe care le poți folosi pentru a-ți pune în aplicare planurile, într-o anumită măsură afectezi pe ceilalți, la prima vedere, pari dulce și binevoitoare. Dar de fapt nu este așa. Ai un caracter dificil, te poți agita rapid și ești imprevizibilă. Din cauza cuvintelor și acțiunilor tale abrupte, oamenii pot suferi, în același timp, nu îți vei admite niciodată vinovăția, vei fi încrezătoare în dreptatea ta, în spatele caracterului tău complex, îți ascunzi propria nesiguranță și complexele. Agresiunea în comportamentul tău este provocată de slăbiciune. Majoritatea problemelor tale sunt asociate cu instabilitatea ta emoțională. Furia pe care o trimiți asupra altora se poate întoarce împotriva ta. Îți place să te cerți? Vrei să ai ultimul cuvânt. Chiar dacă greșești, nu-ți vei recunoaște niciodată vinovăția. Datorită faptului că nu-ți poți supune propriile emoții, Poți ajunge la spital cu o cădere nervoasă și poți fi tratată multă timp, fiind în izolare completă. Tu trebuie să scapi de iritabilitatea ta, să înveți să-ți controlezi emoțiile. Viața ta personală nu este niciodată expusă. O vei ascunde de ochii curioși prin toate mijloacele posibile. În familie, poți deveni tiran. Vei controla pe absolută toți membrii familiei tale, nimic nu poate fi ascuns de tine. În unele cazuri, viața cu tine devine insuportabilă, un adevărat infern. Acest lucru se datorează complexelor pe care le-ai dobândit în copilărie. Ți-a fost foarte greu să-ți înțelegi părinții. În ciuda atitudinii bune față de părinți, uneori îi urai. Orice probleme care te scotă din rutină, îți provoacă o cădere a stării de spirit și a încrederii în sine. Îți este greu să înveți o lecție din situațiile actuale. Dragoste și compatibilitate. Generoasă și iubitoare, în strânsă unire poți cere și demonstra înțelegere. Deși te aștepți la constanță de la un partener, nevoia de impresie vi înclină uneori să flirtezi. Cu toate acestea, într-o alianță pe termen lung cu o persoană potrivită, devii un partener de încredere și extrem de devotat. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc. Leu, berbec și săgetător, cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos în leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea de ți recunoaște domnia te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, te distingi prin carismă și un farmec aparte, poți deveni o personalitate extraordinară ești distinsă prin bunătate, răbdare, milă. Poți suporta cu stoicism toate greutățile vieții. Aceasta indică o forță uriașă, un fel de tijă, care nu-ți permite să te apleci sub loviturile sorții. Știi să te concentrezi pe activitate. O faci fără dificultate și cu plăcere. Scufundarea completă în rezolvarea problemei îți permite să obții rezultate impresionante în creativitate și activitatea profesională. Caracteristicile tale distinctive sunt generozitatea, fiabilitatea, stabilitatea. Nu ești înclinată să fii capricioasă, în același timp, adori să te cerți. Oamenii care nu sunt de acord cu opiniile tale trăiesc sentimente ostile. Tu poți alege două tipuri de lucrări, publice, unde trebuie să fii în permanență la vedere, sau exact opusul. Acest lucru se datorează priorităților diferite fie ți dorești faimă, conducere, recunoaștere, fie preferi singurătatea, tăcerea, pacea și recunoașterea în cercurile înguste de inițiați, sănătate și boli. Cel mai mare pericol pentru tine sunt bolile cauzate de agresiunea reprimată. Dacă nu ești capabilă să faci față unor focare de temperament violent, riști să obții un ulcer stomacal sau chiar tumori maligne de tot felul ești predispusă la tulburări mentale. Stelele îți recomandă toate tipurile de activități care deschidă lumea pentru tine, exerciții fizice de grup, mâncare în companie bună, activitate socială de tot felul, toate formele de depresie, care sunt adesea rezultatul furii reprimate, ar trebui să fie tratate cât mai repede. Cu toate acestea, medicamentele nu sunt adecvate aici. Soarta și norocul Universul a decis să fii muncitoare, cu caracter lejer. Ești bună și nobilă, nu ai mulți prieteni. Tu ai putea deveni fericită evitând multe dificultăți, dar ai tendința să eziți în cele mai cruciale momente când este necesar să iei o decizie. Drept urmare, tu pierzi deseori oportunități mari. Trebuie să înveți să fii mai încrezătoare, să nu te temi să-ți asumi responsabilitatea atunci când este necesar pentru binele tău. În caz contrar, pierzând periodic noroc, îți vei câștiga existența prin muncă gratuită viața, corectându-ți în mod constant greșelile. Sfaturi pentru tine, trebuie să-ți amintești de beneficiile odihnei bune, moderează-ți activitatea când este necesar, folosește timpul liber pentru a explora motivația personală, moderează-ți intensitatea când este cazul. Rezervăți ceva timp pentru a-ți examina motivațiile, încearcă să te cunoști mai bine, observă-te în viața de zi cu zi și învață să recunoști semnalele de avertizare timpurii ale temperamentului distructiv, încearcă să iei lucrurile mai ușor. Pentru o minte proaspătă, este mult mai bine să rezolvi pe rând probleme urgente, ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecierile la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile, numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhide, trandafir stacojite te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier? Ar trebui gravate cu inițialele tale, telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu, parfum, cosmetice, de la producători de renume, același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante, culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă, nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări. Un cadou preambalat din supermarket îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou jositor, Ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onoresc pe donator în egală măsură de ziua lui. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.